Joe Biden le-ar fi spus celorlalți lideri NATO și Uniunii Europene că Statele Unite ale Americii consideră că Vladimir Putin a decis să declanșeze invazia în Ucraina, care ar putea avea loc în următoarele zile, potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian și Financial Times. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Se pare că știrile negative despre situația în Ucraina încep să curgă din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Se pare că situația devine mai rea față de cum a fost săptămâna trecută, față de cum a fost ieri, de exemplu, și datoria mea este să vin să vă informez aici. Încă o chestie pe care vreau să o menționez: mulți mă întrebați de unde iau eu știrile astea, le inventez sau... Dragilor, sursele sunt în descriere, nu mai fiți leneși, tot timpul pun sursa în descriere de unde mă informez. Trebuie să apăsați doar un buton și să citiți dacă sunteți voi curioși că nu știu de unde inventez eu știrile astea. Știrile astea le găsiți pe toate posturile TV, le găsiți pe toate paginile de știri de pe internet, atât internaționale cât și de la noi din țară, așa că nu mai fiți puturoși și puneți mâna și învățați și citiți mai mult despre fenomenul ăsta și nu mai arătați cu degetul. Haideți să trecem la episodul de astăzi și să vedem care este treaba cu Rusia și Ucraina, ce a spus Joe Biden și ce urmează să se mai întâmple în următoarele zile. Informații occidentale consideră că obiectivul cel mai probabil al ofensivei rusești ar fi să încercuiască Kievul și să forțeze schimbarea regimului, arată sursele citate de presă occidentală. Agențiile de informații occidentale sunt în mare parte de acord că Putin a pus de acum la punct suficiente trupe pentru a încerca o invazie. Viceamiralul Nils Andrus, șeful serviciului norvegian de informații, a declarat că Rusia are în prezent 150.000 de soldați desfășurați în jurul Ucrainei, iar decizia de a ataca îi aparține exclusiv președintelui rus. El a adăugat că rușii au tot ce le trebuie pentru a întreprinde orice, de la o invazie minoră în estul țării, la atacuri minore aici și acolo în Ucraina, sau o invazie completă cu ocuparea eventuală a întregii Ucraine sau a unor părți în Ucraina. O serie de scenarii de invazie sunt considerate așadar posibile, dar predomină convingerea că orice intervenție militară ordonată de Putin ar fi concepută pentru a obține o schimbare de regim la Kiev. Acest lucru ar putea fi realizat pentru atac fulger, menit să încercuiască Kievul cu intenția de a forța prăbușirea președintelui Zelensky și de a încerca instalarea unui regim pro-rus fără un război urban. Jack Sullivan, consilierul de securitate național de la Casa Albă, a spus vineri într-un briefing de presă că liderilor cu care a vorbit președintele american nu le-a fost trimisă informația ca atare că Rusia a decis invazia Ucrainei, ci doar că există posibilitatea ca Putin să dea acest ordin în curând, chiar înainte de încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Părerea noastră este că nu credem că a luat niciun fel de decizie finală sau nu știm că a luat vreo decizie finală, dar s-ar putea foarte bine să se întâmple în curând, le-a spus Jack Sullivan jurnaliștilor de la Casa Albă. O invazie ar putea începe cu bombardamente aeriene care ar îngreuna plecările și ar pune în pericol civilii, a declarat vineri Casa Albă în contextul în care Washingtonul și-a îndemnat cetățenii să plece din Ucraina cât mai curând posibil. Evident, nu putem prezice viitorul, nu știm exact ce se va întâmpla, dar riscul este de acum suficient de mare și amenințarea destul de imediată pentru a considera prudentă părăsirea Ucrainei. Președintele Biden a declarat că nu va trimite trupe pentru a extrage cetățenii rămași blocați în cazul unei acțiuni rusești. Deși Sullivan susține că administrația americană nu știe dacă președintele rus Vladimir Putin a luat sau nu o decizie finală de a invada Ucraina, consilierul a avertizat că Moscova caută un pretext pentru a justifica o acțiune militară, care potrivit acestea ar putea începe cu un bombardament aerian intens. Informațiile publicate de presa internațională pe surse despre o decizie a Moscovei în privința unei intervenții în Ucraina apar în condițiile în care mai multe țări și-au îndemnat cetățenii să părăsească Ucraina. Ministerul de Externe din Marea Britanie a transmis că toți cetățenii britanici ar trebui să plece acum cât timp sunt încă disponibile mijloace de transport comerciale. De asemenea, consilierul american pentru securitate națională
Oficial, Jack Sullivan i-a avertizat vineri pe americanii din Ucraina că au între 24 și 48 de ore să plece, explicând cum ar putea arăta un atac al Rusiei asupra țării. Potrivit The Guardian, care citează agenția oficială rusă TASS, inclusiv ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că personalul neesențial de la misiunea diplomatică rusă din Ucraina a fost sfătuit să părăsească țara temporar. La fel, Israelul a ordonat membrilor de familiei personalului diplomatic să părăsească țara. Președintele Joe Biden a vorbit vineri la telefon cu o serie de aliați, inclusiv cu președintele României, Klaus Iohannis, după o ședință pe care a avut-o la Casa Albă în Situation Room, pentru a discuta despre cele mai recente informații despre desfășurarea militară rusă de la granițele Ucrainei și despre ce ar putea face Putin în continuare. Secretarul de stat american Antony Blinken declara vineri că există semne foarte îngrijorătoare de escaladare din partea Rusiei. Ne aflăm într-o fereastră în care o invazie ar putea începe în orice moment. Și pentru a fi clar, inclusiv în timpul Jocurilor Olimpice, a declarat Blinken. Casa Albă a precizat că Biden i-a sunat pe liderii transatlantici pentru a discuta despre îngrijorările comune cu privire la acumularea continuă de forțe militare ruse în jurul Ucrainei, precum și despre coordonare atât în ceea ce privește diplomația cât și descurajarea. Un diplomat european a declarat pentru The Guardian că Statele Unite ale Americii au solicitat această convorbire urgentă cu aliații din NATO și cu șefii Consiliului și Comisiei Uniunii Europene pentru a le împărtăși noile informații pe care le deține. Președintele Klaus Iohannis a fost invitat de Joe Biden să participe la aceste consultări în format restrâns pe tema evoluțiilor îngrijorătoare ale securității regionale, europene și euroatlantice, generate de desfășurarea masivă de forțe și echipamente ruse în proximitatea Ucrainei și în regiunea Mării Negre, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Au fost prezentate evaluări și concluzii în urma dialogului recent cu partea rusă și au fost analizați pașii următori care trebuie avuți în vedere, inclusiv măsurile cuprinzătoare de răspuns necesare pentru creșterea nivelului securității pe continentul european și descurajarea utilizării forței militare, precizează comunicatul. În intervenția sa, președintele Klaus Iohannis a subliniat importanța coordonării strânse și a unității în aceste momente și a salutat deciziile luate la nivel aliat de consolidare a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, inclusiv și mai ales la Marea Neagră, așa cum o arată o statistică desfășurată în aceste zile în România a trupelor americane sau decizia Franței privind trimiterea de trupe în țara noastră și asumarea rolului de națiune cadru la prezența militară avansată a NATO în România. Președintele Klaus Iohannis a adresat mulțumiri liderilor aliați și în mod special președintelui Statelor Unite, președintelui Franței, prim-ministrul Italiei și cancelarului Germaniei pentru solidaritatea arătată pentru securitatea României și a cetățenilor săi, dar și a celorlalți aliați de pe flancul estic. Totodată, președintele României a evidențiat că asigurarea unei posturi consolidate de descurajare și apărare în mod unitar și coerent pe întregul flanc estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, contribuie la stabilitatea regională, precum și la securitatea alianței în ansamblul său, respectiv a tuturor cetățenilor din statele aliate. Cam atât a fost și în episodul de astăzi, dragilor, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți de anunțul făcut de Joe Biden, cum că Putin a decis să invadeze Ucraina. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, acolo puteți să mai dați idei de alte episoade. Ne auzim cu alte clipuri și, evident, multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.